Aș vrea să citesc o pasaje referitor la această sărbătoare în care Scriitorul spune în felul următor: cuvintele lui Hristos erau apa vieții. Acolo, în prezența mulțimii adunate, El s-a oferit să fie lovit, ca apa vieții să se poată revărsa în lume. Lovindu-L pe Hristos, Satana credea că îl va distruge pe Domnul vieții, dar din stânca lovită au curs râuri de apă vie. Când Iisus a vorbit astfel către popor, inima oamenilor a fost mișcată de o teamă plină de respect și mulți erau gata să zică împreună cu femeia, sau ca femeia din Samaria: dăm apa, această apă, ca să nu mai fie sete. Iisus cunoștea, dragii mei, nevoile sufletului. Fastul, bogățiile și onoarea nu pot mulțumi inima. De aceea a spus Domnul Iisus: dacă însetează cineva, să vină la mine. Și bogatul și săracul, cel de sus și cel de jos, sunt toți la fel de bineveniți. El făgăduiește să ușureze mintea împovorată, să mângâie pe cel întristat și să dea nădejde celui descurajat. Așadar, dragii mei, poetul sau scriitorul acestei cărți ne îndeamnă să venim la Domnul Iisus, căci numai la El găsim alinare și iubire. Amin. Haideți să continuăm închinarea noastră și aș vrea ca în continuare să cântăm o cântare împreună cu sora Veronica, să ne conducă în această cântare de laudă, apoi și sora Noelia să laude pe Domnul cu o cântare, Domnul să o binecuvinteze. Nu știu cine este sora aceea, o așteptăm când va veni de afară să laude pe Domnul cu o cântare. De asemenea, sora Susana are spre slava Domnului o poezie și apoi să cântăm cu toții, în codurile frate Daniel Buhai, să cântăm Domnului cu toată adunarea o cântare. În urma acestor grupaje de cântări, vrem să ascultăm pe frate